Da, voi sunteți două fete frumoase. Voi sunteți unelte în mâna mea și cu voi două voi face o treabă foarte bună. Voi reuși să amăgiți cât mai mulți bărbați și să-i tragă în cursă, poftindu-vă pe voi și culcându-se cu voi, eu câștig sufletul lor. Așa, fetele mele, să fiți active, să fiți credincioase și să mergeți înainte, făcând pe bărbați să păcătuiască și astfel îi voi câștiga pentru împărăția mea. Auzi, Adriana, în această zi vreau să câștig foarte mulți bani și sper că vom da peste cineva care are așa de mulți bani. Am rămas fără bani și îmi trebuie bani. Oare va veni cineva să ne dăruim lui și să-l putem înșela și să ne putem îmbogăți de pe urma lui? Sperăm, dragă Marie, să vină cineva și la noi, că doar aceasta ne este meseria de ani de zile. Eu, pe seama aceasta, pe seama prostituției, am făcut mulți bani și sunt așa de fericită că cu banii aceștia pe care îi câștig de pe urma bărbaților pot să-mi cumpăr ce vreau, ce doresc și ce îmi place. Lucrul acesta este frumos și minunat. Așa, fetelor, bravo, așa vă vreau. Eu am să vă dau mulți bani. Eu am să fac din voi femei bogate și am să vă dăluiesc mult. Nu mai fiți încredincioase până la capăt, căci voi sunteți unelte în mâna mea. Așa, bravo! Uite, uite, acum vine unul. Iată cigargiu frumos cu plete. Ăsta probabil că are bani. Acum vine unul. Acum, hai să ne dăm la el. Da, într-adevăr, e bărbat prezentabil. E frumos. Cred că ne-ar sta bine să fim cu el. Alo, bună, fetelor! Ce faceți aici? Ce așteptați? Alo, bune frumosule! Noi așteptam un bărbat drăguț ca tine. Pe tine te așteptam și vrem să ne dăruim ție dacă tu ne plătești bine. Wow, ce ofertă! Două femei să mi se dăruiască mie! Eu știu! Oare o fi scump, va trebui să plătesc mulți bani, dar am acasă soție și copii. Eu știu să fac pasul acesta? Nu fi prost! Nu refuza această ofertă, aceasta îți va da multă plăcere. Nu te teme, plătește acolo câțiva bănuți, dar să vezi apoi ce satisfăcut și împlinit ești. Hai, cum poți să refuzi aceste două frumoase? Uită-te la ele! Sunt gata de luptă. Hai, tânărule, dă-te, ele te vor iubi, dă-te la ele. Ok, frumoaselor, m-am hotărât, vin cu voi, fie ce o fi, să ne simțim bine și să ne bucurăm. Așa, vezi că e ușor, nu este greu,
Bravo! Și acum cum facem? Veniți amândouă cu mine să ne distrăm și să ne bucurăm? Da, vrem să venim amândouă, căci așa un bărbat frumos refuz, cred că o să te simți bine între două femei. Hai să mergem, să pornim la drum. Așa este, o să mă simt bine cu voi două. Hai să mergem. Așa, frumoasele mele, așa ați reușit să-l înșelați și să-l amăgiți. Sufletul lui este al meu. El acum va face un păcat, va păcătui împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Ha, 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 ha.